Bună ziua! Astăzi, împreună cu invitata mea, Bârea Andrada Paraschiva, în vârstă de 10 ani, elevă în clasa 3-a la școala gimnazială Tudor Vladimirescu din Târgu Mureș, vreau să vă propun următoarea temă. Finalul de damă, pion contra damă. Bună! Ai jucat acest final? Bună ziua! Nu am mai jucat acest final, dar domn profesor ni l-a arătat la club. Și cum ți s-a părut? Greu, ușor? Cam greu. Greu, așa e la început, să știi totdeauna, dar după aia te obișnuiești și ți se pare ușor. Mai ales după ce reușești o partidă două să câștigi în acest final. Da. Îți doresc succes să joci acest final și să câștigi. Mulțumesc. În practică, de multe ori ajungem în situația în care schimbăm toate figurile în afară de damă. Și dacă una dintre părți are un pion în plus, va încerca să câștige, mai ales dacă pionul în plus este liber. Șansele de remiză însă sunt mari, deoarece în timpul în care partea cu pion în plus încearcă transformarea lui, partea care este în dezavantaj va încerca să prindă regele advers în șah etern. Sau, dacă regele nu are unde muta, să facă pat. Pentru că este greu de câștigat, mulți care în decursul partidei pierd un pion, îndreaptă partida spre acest final, în speranța remizei. Să vedem acum un final simplu, în care albul are rege, damă și pion și negru are doar rege, damă. Spune-mi, te rog, ce încearcă albul să facă? Nu începem întâi cu mutările. Hai să discutăm un pic despre... Albul încearcă să lasă pe negru fără mutări și să mute doar din damă, Exact. pentru că are pionul liber și dama poate juca doar pe diagonala aceasta, pentru că să nu lase pe alb să transforme. Deci, albul și-ar dori pionul din B7 să-l transforme, dar nu poate să facă acest lucru din cauza Damei din prezenței damei din C6. C6, care atâta timp cât stă pe diagonala A8-H1, pionul este legat de regele din A8. Deci nu poate să mute, deoarece regele rămâne în În șah. șah. Bun, hai să vedem care este prima mutare la Albul mută dama B4 pentru a lăsa pe negru să mute doar pe diagonala H1 A8. Negru de ce poate muta numai din damă? Din rege de ce nu mai poate Pentru că muta? regele este blocat în A5, nu poate de damă, în Da? B6 de damă, în A7 de rege Și și B5 tot de damă. B5 tot Deci de e damă. obligat să mute Damă. din damă. Dacă nu mută pe diagonala care am spus înainte, A8-H1, pionul se transformă în Transformă ce piesă? Dacă, de exemplu, damă de 7 se transformă în șah și damă, cal. În cal și chiar pat. Că Da. regele nu mai are unde Mat. muta. Bun. Hai să vedem câteva câmpuri. Unde se duce prima dată dama? Ia să vedem ce se întâmplă dacă se duce în F3. Ce joacă albul? Dama A4. Dama 4 șah, da. Rege B6. Rege B6 obligatoriu. Dama B3. Șah dama. Șah damă. Dacă nu bate dama, pot să transform. Dacă nu bate dama, îi bat eu. Deci e Da. obligat să bată dama, că Bate altfel dama. intră în dezavantaj. Și albul transformă în damă. Transformă dama și face Câștigă. un atac liniar. Linian. Dama B8, rege B6, dama 6, B3. 3. Iar când mutăm regele, mută regele în C6. Dama bate la Dama B3. bate la B3 și acest Și fin final final este câștigat. câștigat. Bun. Pune-te, rog, înapoi. Pune dama albă în B4. Deci ultima mutare a fost dama B4. Hai să vedem și alte câmpuri. Deci hai să vedem dacă duce dama în G2. Dama 3. Dama 3 șac, da. Șah. Rege B6. Rege B6. Dama B2. Dama B2, da. E Din nou este obligat să șac dama. bată Da. și transformă în dama. Transformă dama și exact același Lucru. atac liniar. Sunt obligat să mut din rege și după dama B2, Doi. albul câștigă deoarece Câștigă. are o damă în plus. Plus. Pune înapoi. Hai să vedem dacă se duce cu dama în H1. Dama 3 șah. A 3,
Rege B6. Da? Dama B2 șac. Ia să vedem dacă se duce cu regele în C7. Dama H2. Dama H2, iară dăm șac damă, obligăm dama să plece de pe diagonală, negru poate juca doar dama bate la H2. Și transformăm în damă. Iară transformăm în damă, regele iară e un atac liniar, de data asta este pe diagonală. Să zice că joacă rege C6 și după ce capturăm regina, am câștigat. Din nou am câștigat. Hai să reluăm, pune te rog poziția, pune pionul B7. Regele în B6, dama albă în B2 și dama neagră în H1. Deci când am jucat dama B2, regele poate să meargă și în... Nu e obligat să meargă în C7, nu. Poate să meargă în A6. Ia să vedem ce se întâmplă. Cum câștigăm acest final cu albul? Dama 2 șac, îl obligăm să vină pe coloana B. Da? Și acum? Dama B1 șac. Exact, foarte bine. Dama bate. Din nou e obligat dama bate la B1. D8, dama. Și din nou B8, dama. Exact aceeași schemă. Andrada, îți mulțumesc foarte mult pentru ajutor. Sper că lecția care am prezentat-o să fie folositoare la cei care ne-au urmărit. Cu plăcere. Atât pentru emisiunea de astăzi. Urmează soluția problemei precedente și problema emisiunii de astăzi. Soluția problemei precedente este albul mută, cal F7. Problema emisiunii de astăzi. Alb, rege G7, dama D8, pion F2. Negru, rege H5, dama C2, pion B2. Enunțul problemei este: care este cea mai bună mutare pentru alb? Așteptăm răspunsurile pe mail la recipion@tvr.ro. Cel care va răspunde corect la 3 din următoarele probleme ale emisiunii va fi invitat alături de mine la prezentarea unei lecții de șac. Vă mulțumesc pentru atenție, mult succes la rezolvarea problemei și vă aștept vinerea viitoare la ora 11:50 la o nouă emisiune. La revedere!